Bine ați venit la, în clasa a 5-a de la Colegiul Tehnic Ioan Ciortaș Beiuș. Participăm astăzi la o activitate ca urmare a participării la mobilitatea numărul 4, cadrul proiectului Erasmus Plus Magic Euro. Activitatea s-a desfășurat în Italia și se referă la activități, acțiuni pe care le putem desfășura cu elevii în privința reducerii violenței, bullying-ului, agresivității. Pentru aceasta vom desfășura activitatea Bețe și pietre, cuvintele care dor. Ca obiective vom avea, elevii vor sublinia și vor observa puterea pe care o au fiecare dintre ei ca să intervină în situațiile de bullying, de hărțuire repetată, să identifice modul de a interveni în situații de bullying, de hărțuire și să identifice resursele de ajutor. Vom începe cu un moment organizatoric. Planul desfășurătorul orei o să-l filmăm imediat, se va vedea pe tablă. Am să vă explic de ce am ales această temă, v-am explicat. Ne-am împărțit pe grupe, suntem roșu, galben și albastru. Avem măștile pe față pentru protecția noastră, deoarece o să fim vizibil pe site-ul proiectului. Avem marcărele aduse de elevi, col de flipchart și o să vedem ce avem de lucru. Pentru început, am să vă prezint un studiu de caz. Vă rog să-l ascultați și o să-mi spuneți, la un moment dat, o să vă cer părerea voastră. La școală, un grup de 4 băieți au început să șoptească și să râdă de un alt băiat în școală, despre care credeau că fură. Au început să comenteze atunci când treceau pe lângă el pe coridor. În curând, au început să folosească calomnii. Până la finalul lunii, au ajuns cu hărțuirea la un alt nivel, punându-i piedică atunci când trecea pe lângă el și împingându-l în vestiar, în timp ce îl luau peste picior. În următoarea lună, ei au crescut gravitatea atacurilor lor, l-au înconjurat și alți 2 băieți, l-au ținut de brațe, în timp ce alții îl loveau. În final, unul dintre băieți a amenințat că îl va bate până îl duce la spital. Ați ascultat textul. Referitor la acest text, oral. Ridicați mânuța, dar o să vă rog frumos să nu ne ridicăm de pe scaun, că se creează un zgomot. Oral. Ați credeți că așa ceva s-ar putea întâmpla și la noi în școală? Nu intrăm în detalii, dar putea, nu? Eu cred că da. Tu crezi că da. Ar afecta imaginea școlii? Da. Da. Imaginea pe noi, ca oameni și așa mai departe. Ce ați observat? Situația a început cu șoapte și râs și a devenit mai intensă, escaladând în violență. Acum o să aveți o sarcină de lucru. O să primiți de la mine niște bilețele. Va trebui să le ordonați, bilețelele, cu referire la comportamentele actorilor, a copiilor care au acționat în studiul de caz, în ordinea în care au avut loc. Și atunci, vă dau bilețelele. Cum ați înțeles voi ce am spus? Sau să mai spun o dată? Da. Mai spun. O să vă rog frumos să desfaceți capsa. Vă grupați toți, vă ridicați de pe scaune, lucrați, doamna vă vede cum lucrați. Sigur. Desfaceți citițile și le ordonați. Cum credeți voi că au avut loc? Și că suntem gata neanunțați, nu? Ridicați-vă deasupra mesei de citisor. Ridicați-vă și vă copii acolo. Vă ridicați-vă ca să citiți bilețele. Acolo vedeți toți grupați ca să vedeți care bilețele sunt. Dar încercați să le puneți în luna, ca că nu o să puteți. Trebuie să fie lucru de echipă aici. Ridicați-vă, Albert, că eu zic că să...
Mă secundă, dar acum cu primul bic. Fiecare ocolește unul dintre voi incidenții care considerați și îmi spuneți cam ce ați spus pe poziția numărul 1. Vârfe, șoptite și râse. Da. Cam așa avem toți. Da. Încercați să votați. Apoi ce v-ați gândit? Ce s-a întâmplat? Comentarii. Voi ați spus comentarii. Apoi ce-a urmat? Insulte. Insulte. Insulte, pieptici. Da, e bine. Insulte. Pieptici. Apoi ce v-ați gândit? Pieptici. Îmbrăcere. Hărțuire fizică în vestia. Hărțuiarea. Lovituri din partea unui grup de copii. Partea asta ar fi urmat, lovitura, da. Apoi... Dar nu-i problemă. Apoi loviturile așa haotice. Și la un moment dat s-a ajuns inclusiv la amenințare și așa mai departe. Bun, mulțumesc. Acum, frumos, felicitări, pentru că v-ați descurcat foarte bine. Vă urmau nouă sarcină de lucru. Pe un foaie de flipchart veți răspunde la următoarele întrebări. De ce credeți că această situație, care la început părea nevinovată, a progresat la violență? Deci o să scrieți cu marker la întrebarea numărul 1. De ce credeți voi că s-a ajuns aici? 2. În ce moment, pe linia pe care v-ați făcut-o voi, credeți că ar fi fost cel mai ușor pentru ca cineva să intervină? Să spună stop, exagerați. Și 3. Care ar fi anumite moduri posibile de a interveni în diferite momente pe linie? Deci, cine ar fi putut interveni acolo și cum s-ar fi putut rezolva problema fără să se ajungă la violență și la repetarea acestuia? Bun, atunci, eu am să vă distribui câte o foaie. La un moment dat, când începeți să lucrați, doamna, s-a trecut un pic filmarea. Vă las un pic să începeți, că va dura vreo 10 minute. Veniți cu un băiat, o fată, un reprezentant, să vă ia pe toată. Scrieți mai mărișor, ca să se vadă, bine? Haideți să fiu reprezentant. Scrieți cum doriți voi, pe lacte, cum doriți voi pe echipa. Nu mă spun că vă sunt întrebările. Hai să vă dau un întrebări. Fiți atenți întrebările. Asta o lipit unde vreți, mă duc scoci. Lipiți-o unde vreți, așa, ca să știți. De acolo? Acum, fiți atenți. Ai scris așa că sunteți echipa. Ce culoare sunteți? Și încă astea sunt întrebările. Uite, vezi unul. Asta e întrebarea și scrieați unul. Alea numai te inspiră. Uite, răspuns la întrebarea numărul 1, scrii 1, nu? Și dai răspunsul care eu. Aveți nevoie de ciorne? Să scrieți mai întâi cu pix pe ceva? Nu, cred că doar. Scrieți direct. Vorbiți întrebări și scrieți direct. Ce scriem la urmă? Încercați să spuneți frumos timp. Să încercați să scrieți ca așa
ce care e deschis. E deschis, mă! Și îți trebuie închis! Lasă, ești fii atent, Oana, scrie așa. 1. Mă, trebuie, nu are. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Ce-a așa-i? Și să zic că las că mie nu mi se întâmplă. Da. Cine ne răspunde la întrebarea numărul 2? Se pare că echipa roșie. Roșie, nu? În ce moment pe linie credeți că ar fi fost cel mai ușor pentru ca cineva să intervină? Veniți voi un reprezentant să ne citească. Haideți-l. Care veniți? Citește, ne dau. Aici. În momentul în care a fost îmbrânt. Ce? Rog să încetezi.
Să înceteze, așa-i? Da. Deci văd că asta a scris. Deci copiii respectivi îi rugăm încetați. Dar de la distanță. Nu ne apropiem de ei, că sunt destul de violenți, după cum. Bun. La următoarea. Citește-ne, David, tu, te rog. Hărțuială fizică în vestiar. Anunț... Îi ascultăm puțin. Anunț un dascăl. Da. Primul dascăl care găsești în jurul tău. Da. Lovitor din partea unui grup de copii. Și anunț cel mai apropiat adult. Da. În situația respectivă, foarte bine. La întrebarea 3, dacă v-ați gândit, care ar fi anumite moduri posibile de a interveni în diferite momente pe linia pe care ați stabilit-o? Modurile în care putea interveni sunt să îi rugăm să înceteze, iar dacă nu se oprește, să anunțăm dirigentele sau profesorii de serviciu. Da, foarte frumos v-ați gândit. Bun. Acum, ca și sfaturi și concluzii, că apoi imediat urmează și tema, încercăm să fim și atenți, avem trei lucruri care trebuie să le reținem. Bullying-ul are fețe ascunse. Și se manifestă sub forma a numeroase comportamente, a căror intenție este să provoace suferință. Există lovituri care se văd, răni care pot fi pansate, dar există și lovituri, răni, care nu știu să strige după ajutor. Este vorba de copii, de, în general, când la copii se adresează, care suferă în interior și pe viitor, asta lasă urme. Deci de-aia voi când aveți probleme sau situații de așa ceva, trebuie neapărat o cărțuire, o înțepătură nevinovată, care, dacă e o dată, nu e problemă, dar dacă se repetă, trebuie, v-am mai spus, mă anunțați. Nu trebuie în fața clasei, separat la diriginte. Toți avem puterea de a interveni în situații de bullying și hărțuire. Ați văzut că și voi aveți un rol. Observator, ai văzut, te duci și anunți. Nu strigi în gura mare. La doamna director am văzut la ușă, la doamna dirigintă dacă am prins-o prima pe dânsa, aveți telefonul meu și așa mai departe. În situații de violență, agresiune, hărțuire, avem datoria morală de a informa pe adulți pentru a stopa acțiunile enumerate. Diriginte, profesor, conducerea școlii care vor lua măsuri. Dacă nu se rezolvă printr-o observație, există poliția care ne ajută, este aproape de noi. Dar văd că toate le-ați observat voi foarte bine și mulțumesc. Studiile arată că atunci când un observator intervine, agresiunea încetează în 10 secunde. Deci omul parcă atunci se transmite un clic, mă, am greșit. Nu la toți, că cei care au violența ne-i dea în cazul nostru la elevi, elevii nu sunt scopuri. Și este o reacție așa, care putem să o stopăm. Temă de casă. Am să vă dau o temă de casă care va fi secret. Vă gândiți la ea, dar de completat o completați doar ora viitoare, dar ea... Și uitați-vă cum. Veți avea bilețel. O foaie de hârtie pe care scrie roșu, galben, verde. Așa este semaforul? Da. Așa. Roșu înseamnă așa. Colegul, colega mea, a vorbit deseori urât cu mine sau cu colegii mei. Acolo, săptămâna viitoare, o să întreceți colegii care se încadrează la roșu. Nu treceți de acasă, că să nu ne fure cineva pure, în glumă pure. Să nu se uite cineva. Este secret, este intimitatea voastră. Galben. Colegul, colega mea, nu a prea comunicat cu mine, își vede de treabă, nu am observat că să aibă un comportament negativ. Și cu verde, colegul, colega mea, are un comportament foarte politicos, știe să asculte și să spună te rog, știe să spună mulțumesc. Am exagerat un pic când a spus foarte politicos, ajungea politicos. Dar poate din cauza emoțiilor. Eu vă mulțumesc pentru ora pe care am desfășurat-o împreună. Aș vrea să vă anunț că la mobilitatea 4 a participat doamna voastră profesoară de istorie, Popa Ana. Împreună cu dânsa am gândit această lecție. Dânsa participând, m-a luat pe mine ca și, să zicem, colegă, care nu a participat la mobilitate, să desfășor mai departe în cascadă o activitate care a învățat-o dânsa în Italia. În orice caz, dați-mi voi să vă aplaud și aplaudați-vă și vă și voi ca să de tare. De nota 10 și mulțumim la doamnă.